Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Pitești, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale, sub coordonarea procurorilor DIICOT Pitești, au destructurat un grup infracțional organizat, specializat în fals de monedă. Aceștia au efectuat 5 percheziții domiciliare în județele Ilfov, Dâmbovița și Giurgiu și în municipiul București. Prejudiciul a fost de peste 10.000 de euro. În cercetări a reieșit că în perioada noiembrie 2017-februarie 2018, membrii grupului ar fi achiziționat diverse bunuri de pe site-uri de anunțuri online, pe care ulterior le-ar fi achitat cu banknote contrafăcute. Prin activitatea infracțională, membrii grupării ar fi prejudiciat peste 15 persoane cu sume totale de peste 10.000 de euro. La acțiune au participat și luptătorii ai Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române. În urma perchezițiilor au fost ridicate 15 telefoane mobile, cartele SIM și 300 de euro. Membrii grupului au acționat pe raza mai multor județe, precum Argeș, Giurgiu, Dâmbovița, Buzău, Bihor, Ilfov, precum și pe raza municipiului București.